Este o materie destul de complexă care își face loc în mediul academic, dar nu numai, și alte categorii profesionale sunt beneficiarii unor cursuri de pregătire în zona principiului egalității, prevenirii și combaterea discriminării. Cred că sunt oameni care vin cu anumite experiențe din teren, cu un anumit bagaj de cunoștințe acumulat din viața reală. Constat o deschidere a acestora pentru a învăța în acest domeniu al nediscriminării, în special au experiența relațiilor sociale care s-au confruntat cu o serie de probleme. Încercăm să îi punem să gândească și din perspectiva principiului egalității situațiile, relațiile. În primul rând, discursul de ură sau limbajul violent este una dintre problemele reale în comunități, inclusiv în serviciile educaționale, în școli, de exemplu, dar nu numai. După care, stigmatizarea la care sunt supuse anumite comunități vulnerabile, care se află într-o sărăcie, de exemplu, accentuată, sau comunități care sunt marginalizate în societate, cum ar fi comunitățile de romi, persoane infectate cu HIV-SIDA, persoane cu dizabilități, copii, femei. Primul pas este să înțeleg ce înseamnă stereotip prejudecată, este să înțeleg ce înseamnă tratament diferențiat, este să înțeleg ce înseamnă hărțuire, discriminare directă, indirectă și așa mai departe, să știu să citesc în viața de zi cu zi aceste aspecte, să știu când sunt supus unei manipulări pe zona de discurs de ură, astfel încât să mă protejez eu însumi, dar și să pot să promovez în serviciile pe care le ofer acest principiu. În primul rând, le spun că oricine, oricând, chiar și ei, pot să fie victime ale discriminării. Și dacă ei cunosc acest domeniu în profesia lor, vor fi mult mai competitivi, inovativi și creativi. Ca tare, trebuie să cointeresăm participantul la curs să înțeleagă de ce participă. S-ar putea să fie și benefic în dezvoltarea profesională și s-ar putea să fie benefic atunci când este victimă a discriminării. Cred că vin deja cu un bagaj de cunoștințe și au o abordare constructivă în acest domeniu, dar depinde de personalitatea fiecarei persoane, fiecărui grup, fiecărui participant. În parte, sunt persoane care într-un timp relativ scurt pot să își dea seama că au greșit, de exemplu, în gândire sau că ar trebui să evolueze în această zonă.